De curând, în mai multe zone din municipiul Buzău, au început lucrurile de reamenajare a stațiilor de autobuz, unde oamenii să aștepte mijloacele de transport public în comun. Modul în care au fost concepute îi nemulțumește însă pe buzoieni din mai multe motive. Pe de o parte, se blochează accesul pe trotuar. Trotuarele sunt ocupate în totalitate de aceste stații de autobuz. Prin spate nu se poate trece din cauza gardului, iar ca să trecem prin față ar trebui să circulăm pe partea carosabilă. Chiar dacă aceste stații de autobuz nu au geamuri laterale, trecerea prin ele se va face cu foarte mare dificultate în cazul în care avem bagaje voluminoase sau un cărucior cu un copil. Ce să vă zic, probabil lumea cu copii se ferește de mașini și trec pe aici. Se poate așa, noi trecem pe aici, acolo și vine unul cu mașina, ne face praf. Deci am înțeles că aici... În curte, după ce că și așa e trotuarul mic, chiar mă uit, trecerea de pietoni acolo, na, nu știu, cred că nu realizează când fac lucrările astea. E binevenită că, uite, stăm în ploaie, plus de asta, unde e stația și unde e... Nu mai zic. Pe de altă parte, potrivit celor care locuiesc în zonă, nu se respectă dreptul proprietății, noile stații fiind amplasate foarte aproape de gardul caselor. Vreau și eu să descarc din mașină cu curs circulație. Da, vi se pare bine amplasată stația? Nu, nu e bine, nu. Pus că e trecerea cu alea, nu. Oamenii ar trebui să ocolească pe carosabil ca să... Da, foarte bine. De-abia eu mor. Da, bine face domnul Bosco de alun. Bine face. Da. A întrebat cineva dacă ați fi de acord să monteze stația de autobuz? Nu. Dar este la 10 cm de... Mai ales că o să, când o să plouă, s-ar putea să curgă chiar pe... Dar la iarnă, când nu mai trebuie... Chiar pe gardul meu. Stația este mai încolo, aici s-a făcut. Proiectul din 2009. Deci din 2009 stația s-a mutat mai încolo. Trebuia măsuri luate unde este stația. Da, totuși este la 10 cm de gardul dumneavoastră. Aveți vreo nemulțumire legată de treaba asta? Nu știm cum a venit apa. Deci pe gardul nostru. Deci nu s-a întrebat, nu nimic. Dar ce erau băieții aia? Era unul noapte sau cât? Trei băieții aceia. Da, deci o să fie și gălăgie și foarte... Stă cu băutura în nasa acolo, apăsă, măscări. Da. Da, oamenii cum credeți că vor putea trece? De femeile cu cărucioare nici nu mai punem? Nici nu punem problema. Prin stradă? Am zis că trece pe aici. Acum... Păi da, dar când o sta lumea acolo, la adăpost, se dă ca să treacă cineva? Eu cred că nu. Autoritățile locale recunosc faptul că stațiile de autobuz nu sunt conforme cu proiectul, fiind o greșeală a producătorului, o eroare ce va fi însă remediată în scurt timp. Datorită unor greșeli sau unor neînțelegeri, ale producătorului, ele nu sunt produse în România, sunt importate și sunt construite, dacă ați văzut, gen piese de Lego, așa, au fost greșite unele componente și în loc de consola la partea superioară au venit acei stâlpi care au și fost amplasați provizoriu până vor veni piesele, cele care au fost greșite ulterior. Eu sper că în cel mai scurt timp să ne vină părțile componente ale stației și să dispară acei stâlpi care îi vedeți la limita cu partea carosabilă. Până se va remedia problema, pe lângă nemulțumiri, culmea este că buzoienii sunt chiar pasibili de amenzi. Pentru că sunt nevoiți să meargă pe carosabil, pietonii pot fi amendați de polițiști. Pietonii, conform normelor legale, sunt obligați să circule pe trotuar. În caz contrar, sancțiunea este de 80 de lei în 48 de ore. Recomandăm tuturor pietonilor, pentru a nu deveni victime ale accidentelor de circulație, să circule doar pe trotuar. Proiectul de reabilitare rețea de drumuri și stații de transport din zona de acțiune urbană a municipiului Buzău prevede montarea 26 de stații moderne de așteptare în stațiile de transport în comun și este finanțat din banii europeni.